În business, e important să decizii informate. Nu rata următoarea emisiune. Unicredit Bank Am mai trecut o lună, am mai adăugat câteva probleme de miliarde de euro în cifrele macro. În aprilie, deficitul de cont curent, adică relația României cu exteriorul și unde se adună lucrurile bune, dar și problemele din economie, a ajuns la 7,5 miliarde de euro. Un plus de 3,4 miliarde de euro față de perioada similară din ianuarie-aprilie 2021. În numai 4 luni avem un deficit cu lumea externă de 7,5 miliarde de euro. În acest ritm, până la finalul anului, vom ajunge la o gaură externă de 20 de miliarde de euro. Un deficit extern foarte mare, mult prea mare, mai ales că anul trecut am mai adăugat 15 miliarde de euro. Cea mai mare parte din deficitul de cont curent este provocată de deficitul comercial, unde importurile sunt mai mari decât exporturile cu 9,3 miliarde de euro în 4 luni, plus 2,6 miliarde de euro față de anul trecut. La exporturi de 27 de miliarde de euro în 4 luni noi avem importuri de 36 de miliarde de euro. Noroc cu transportatorii care ne aduc un surplus extern de 1,5 miliarde de euro și cu IT-știi, care au un sol pozitiv de 900 de milioane de euro. La turism avem un minus de 1 miliard de euro, adică cheltuim mai mult în afară decât cheltuie turiștii la noi în țară. Noroc că investițiile străine directe sunt pe plus, cu 3,1 miliarde de euro în patru luni, să trăiască multinaționalele. Problema este că noi tot adunăm deficite mari de cont curent care la un moment dat ne vor exploda în față. Nimeni, asta însemnând guvernul, nu se gândește că trebuie să corectăm problemele din economie. În aceste condiții, piața ni le va corecta la un moment dat și prin creșterea cursului valutar. Susținem businessul cu informație de calitate. UniCredit Bank.